a dorit să ajung. Mulțumesc tuturor celor care au vorbit despre cărțile mele, pentru cuvintele frumoase care fiecare va rămâne în sufletul meu și mă bucură. Domnul Stoie a intuit ceva, și anume că eu vorbesc cu mine însă atunci când scriu, nu? Mă adresez mie, este ceva legat de viața și de ce m-a impresionat. E un fel de comunicare cu tine însuți și o eliberare. Scrisul înseamnă comunicare și eliberare în același timp. Scriu despre viață, scriu despre ce am trăit. Rar mi s-a întâmplat să mai adaug ceva inventat, dar tot legat de situațiile reale. De când eram copil, nu-mi plăceau basmele, îmi plăcea ceva care era adevărat. Apropo de copil, ca să nu uit, trebuie să vă mai spun ceva, să vă înveselesc. Domnul profesor a citit un fragment legat de discuția dintre două persoane care își amintesc de mult și discuția se poartă în limbajul oltenesc. Am copilărit în zona respectivă unde părinții mei erau dascăli și mi era foarte frică de injecții pentru că avusesem o pneumonie și de atunci am rămas cu groază de injecții. Așa că, așa cum mă vedeți, eram un copil cu minte, dar când au venit cei cu injecțiile, am sărit pe fereastră, de la parter, bineînțeles. M-am strecurat și am fugit, a fost marea mea poznă, mama s-a amuzat și eram foarte mirată, pentru că era destul de autoritară cu mine. S-a amuzat când a auzit ce am făcut, dar am plecat și m-am ascuns în magazia de la primărie, iarna, numai în uniforma de școală, fără paltonaș, fără nimic. Și Lucreția, despre care domnul profesor citea, Lucreția mi-era colegă de clasă și cu paltonașul în brațe și cu ghiozdanul meu mă căuta prin curte. Uu, fata mea, unde te ascunsești? Că te căutai peste tot, unde te băgași? Mi-a venit să râd când domnul profesor citea limbajul respectiv. Am avut ocazia să mă reîntâlnesc cu vechea mea colegă, vorbește la fel, și mi-a povestit întâmplarea respectivă pe care m-am grăbit să o scriu, să o cuprind în cărțile mele. Revenind la cărțile pe care le prezint astăzi, sigur nu voi vorbi prea mult despre ele pentru că s-a vorbit și mă bucur pentru toate aprecierile care s-au făcut. Aș vrea să spun referitor la relația dintre personajele din lumea Morumeților. Într-adevăr, m-am apucat să scriu, îndemnată de faptul că în programa pentru bacalaureat, subiectele în majoritate fac referire la relații dintre personajele.